Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnosilski, a declarat că autoritățile din Transnistria sunt gata să colaboreze cu oricare oficial înalt ales de poporul moldovenesc. Principalul lucru este să asigurăm îndeplinirea drepturilor și libertăților cetățenilor care trăiesc pe ambele maluri ale Nistrului, să intensificăm procesul de negociere, să stabilim un dialog productiv, evitând conversațiile prin lozinci goale, a spus Krasnosilski. Peste 31.000 de transnistreni care au pașapoarte moldovenești au luat parte la scrutinul prezidențial de duminică, a declarat serviciul de presă al așa zisului lider de la Tiraspol, care a mai notat că majoritatea locuitorilor din Transnistria au votat pentru Igor Dodon.